Dispariția avioanelor e un fenomen destul de popular, însă trenurile dispar cu mult mai rar. Una din cele mai misterioase dispariții din istorie e legată anume de un tren și despre asta merită să afle. Astăzi o să-ți povestim despre un tren care a apărut peste 45 de ani după dispariție, la fel despre alte cazuri misterioase, așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonajul de like și să începem! Pe 14 iulie 1911, de la gara centrală de trenuri din Roma, a pornit un tren care consta dintr-o locomotivă și trei vagoane de pasageri, a unei companii turistice italiene, Sonete. În tren se aflau 106 turiști bogați locali, care planificau să se bucure de călătorie, să admire priveliștile frumoase și pur și simplu să petreacă confortabil timpul. Călătoria decurgea conform graficului planificat până în momentul în care trenul se apropia de un tunel feroviar în munte, în partea de nord a țării. Mai departe s-a întâmplat ceva inexplicabil. Trenul a intrat într-un tunel drept cu o lungime de aproximativ 1 km, însă așa și nu a apărut pe partea opusă. Părea că s-a dizolvat în interiorul tunelului. Despre asta au relatat doi pasageri care au reușit să sară din tren. Ei spuneau că la intrare în tunel, în tren și pe ferestre, era fum, care la scurt timp semăna cu un lichid dens. După care în tunel s-a auzit un vuiet puternic, în vagoane a început panica, pasagerii în interiorul vestibulului au început a panica și au sărit imediat, după care au alergat spre ieșirea din tunel. Ei au văzut cum trenul continua mișcarea și la scurt timp s-a pierdut împreună cu fumul care l-a învăluit. Mai târziu, pasagerii care au reușit să se salveze o perioadă lungă de timp au suferit din cauza tulburărilor de somn și vise de groază. După incident, tunelul a fost studiat și verificat minuțios, însă nu s-a găsit nicio urmă de tren. În consecință, companiile feroviare de trenuri au interzis parcurgerea acestui tunel ghinionist. L-au zidit și, într-o astfel de stare, el s-a aflat până în anul 1940, când a fost parțial distrus de o bombă. Cu timpul, despre acest tren s-a uitat, însă, într-un final, el a reușit să reamintească de sine. La final de 1950, în arhivele Mexico, a fost descoperit un document ciudat în care se spunea că în anul 1845, în Mexic a apărut ca din cer sute de italieni. Toți declarau că au ajuns în Mexic cu trenul din Roma. La fel, în anii 50, peste 45 de ani după dispariție, trenul companiei Sonete a apărut din nou, însă deja în calitate de fantomă. Aceeași componență a fost văzută în câteva locuri. Ce e asta atunci? Trenul era o mașină a timpului, tunel portal, sau trenul s-a dizolvat în tunel devenind o adevărată fantomă? Scrie-ne în comentarii ce crezi despre asta și privește mai departe pentru a vedea încă câteva trenuri misterioase. China. Unul din ele a apărut recent, în anul 2018, la o stație într-o regiune din China, Baotou. A ajuns un tren misterios. El semăna cu o fantomă adevărată. Era la fel de transparent și practic invizibil. El s-a oprit la stație seara târziu și în perioada în care nu trebuia să ajungă niciun tren. După, trenul un pic s-a reținut și a plecat. Muncitorii gării feroviare declarau că niciun tren nu a trecut prin gară. Angajatul care răspundea de securitate a spus că timp de 12 ani cât a lucrat acolo, el niciodată nu a văzut nimic de genul și speră că asta nu se va mai repeta niciodată. Însă ce a fost? Există câteva versiuni. Conform uneia, la stația Baotou a ajuns un adevărat tren fantomă asemănător celui care s-a pierdut în tunelul italian. Unii lucrători au presupus că ar putea fi trenul fantomă care s-a pierdut cu 40 de ani în urmă și a dus cu el multe vieți. Conform unei alte versiuni, acest tren cu oameni există în alt univers și cele două universuri s-au contopit într-un moment dat. Însă există o versiune mai puțin exotică. Ea spune așa: în camera de securitate, peliculele se utilizează de câteva ori și imaginile s-au suprapus una peste alta. Decide singur pe cine ai dori să crezi. O săgeată de argint. Sunt legende și în Suedia, care nu prea uimește lumea cu ceva neobișnuit. Mulți localnici cunosc bine despre trenul Silver Spillin, sau săgeata de argint care a intrat în metroul din Stockholm. Este numit trenul fantomă, Silver Spillin LLS-5. Au fost create doar 8 trenuri de genul în anii 60. Din ele a rămas un singur tren care a servit o mostră. Modelul a fost recunoscut unul nereușit, însă au decis să-l lase pe linie. Până în 1996, săgeata de argint a fost utilizată ca un tren
tren suplimentar în orele de vârf. Pe restul trenurilor ale metroului Stockholm sunt pictate sau imprimate banere publicitare și doar LLS-5 avea aspectul inițial. În anul 1997, acest tren a fost cu totul exclus de pe linie, însă trenul nu a plecat nicăieri. Localnicii au început să povestească că au văzut trenul fantomă părăsit în diverse locuri. În tuneluri abandonate a fost văzut de muncitori, iar la miezul nopții el trecea pe lângă persoanele stațiilor de metrou. Uneori ușile săgeții de argint se deschideau, iar pasagerii care se așezau în tren conform unor declarații se întorceau acasă doar peste câteva luni sau nu reveneau deloc. La stația de metrou până în ziua de azi sunt oameni care speră să vadă trenul fantomă cu ochii proprii. Trenul fantomă St. Louis. Avem încă un mister care până în ziua de astăzi îi neliniștește pe localnicii unui oraș mic, St. Louis, din provincia Saskatchewan, din Canada. Ei spun că ei periodic observă un fenomen ciudat. Pe calea ferată la nord de localitate se mișcă o pată de lumină care seamănă cu un far pe nasul unei locomotive. Lumina poate fi de diferite culori. Uneori poate fi estompată, alteori nu prea. Câteodată schimbă traiectoria mișcărilor. După cum spun localnicii, ei au senzația că în fiecare noapte văd trenuri fantome misterioase. Există două legende pe acest subiect. Conform primeia, e un reflector al unui tren fantomă. Conform celei de-a doua, odată în aceste locuri, sub tren a ajuns un așa zis manager al căii ferate, a cărui suflet și până în ziua de astăzi rătăcește deasupra căii ferate cu un felinar în mână. Fenomenul trenului fantomă St. Louis nu e dezlegat până în ziua de azi. Chiar și oamenii de știință nu pot găsi o explicație. Dispariția Boeing-ului malaysian 774-200ER totuși rămâne a fi principalul mister a secolului 21, dar și a întregii istorii în general. La data de 8 martie 2014, la doar 40 de minute după ce avionul a decolat din aeroportul Kuala Lumpur din Malaysia, Boeing-ul a dispărut de pe toate radarele. Pregătirea înaintea zborului a arătat că toate sistemele funcționau. Decolarea și zborul decurgeau ca de obicei. Niciun mesaj despre incidente sau probleme nu au fost transmise. Anume de aceasta o astfel de dispariție neclară a șocat dispecerii. Ei au încercat să găsească avionul, dar nicio șansă. Se presupune că după dispariție, avionul a deviat de la traseu și a petrecut în cer încă 7 ore, după a dispărut fără urmă. A fost înaintată o presupunere precum că avionul a căzut în ocean. Au fost organizate cele mai globale operațiuni de salvare în istoria aviației. Însă ele practic nimic nu au oferit. Doar s-au găsit câteva rămășițe ale Boeing-ului care peste câțiva ani au ajuns pe malul țărilor din Africa de Est. Pe lângă asta, nu a mai rămas nimic de la Boeing. Nu se cunoaște unde el s-a aflat, unde pot fi rămășițele și dacă au mai rămas pasagerii în viață. Istoria Boeing-ului malaysian este foarte cunoscută, însă nu prea se știe ce s-a întâmplat cu alt avion. Vorbim de dispariția misterioasă a avionului AN-32 care s-a întâmplat pe 22 iulie 2016. Avionul militar zbura din Chennai, India și se îndrepta spre insulele Andaman și Nicobar și ele fac parte din teritoriul Indiei. Avionul a decolat de pe teritoriul forțelor aeriene Tambaram cu 29 de pasageri la bord. Printre ei, în mare parte, erau militari. Aproximativ peste 40 de minute după decolare a fost pierdută legătura cu piloții. La 9 și 12 ora locală, avionul trebuia să ajungă în punctul de destinație la 11.45, însă avionul așa și nu a ajuns. De urgență a început o operațiune de salvare fiind cea mai mare din istoria Indiei. 16 nave, 6 avioane și un submarin au început să cutreiere zonele în care se presupunea că a naufragiat avionul. Operațiunea era sub controlul personal al Ministerului de Interne al Indiei, însă niciun rezultat. Avionul nu a fost găsit, iar cauza incidentului nu a fost stabilită până în prezent. Dispariția avioanelor și a trenurilor mereu creează o intrigă, însă după părerea noastră, când dispar oameni, e și mai misterios. Unul din cele mai răsunătoare cazuri din SUA în ultimii 10 ani a fost dispariția lui Robin Putnam, student la Colegiul de Artă din California, Auckland. Pe 7 iulie 2012, Robin de 25 de ani a urcat în tren și a pornit în vizită la familia sa în Grand Junction, statul Colorado. Aproximativ la 3 noaptea, trenul a făcut o pauză planificată în Salt Lake City. Mai rămâneau
25 de minute până când trenul finaliza călătoria. Însă când trenul a ajuns, tânărul nu mai era în tren. Însă toate lucrurile, inclusiv portmoneu, ziar, ghiozdanul, erau la locul său. Robin tot nu era. Se pare că Robin a coborât în Salt Lake City, însă nu se știe unde s-a îndreptat mai departe. Se consideră că Robin avea motive de a organiza o evadare atât de spontană. Înainte de călătorie, el se comporta ciudat, la fel suferea de atacuri de panică. Asta l-a forțat să plece de la job, la fel el avea mari probleme cu somnul și uneori nu deosebea visurile de realitate. Chiar dacă Robin nu s-a comportat ciudat în tren, se presupune că la sosire în Salt Lake City, el s-a pierdut, s-a speriat și a fugit. Peste 2 luni de la dispariția sa, un bărbat a cărui caracteristici corespundeau cu cele a lui Robin a fost observat pe înregistrările camerelor video într-un restaurant în Salt Lake City. El bea alcool cu o femeie necunoscută. Despre el nu se știe nimic mult timp, însă în 2015 el totuși a fost găsit, doar că mort, pe șinele de tren în Nevada. Însă, nu mereu persoanele pierdute sunt găsite. Spre exemplu, Andrew Gosden din Marea Britanie este căutat și până ziua de astăzi, chiar dacă din momentul dispariției sale au trecut 15 ani. Pe 14 septembrie 2007, el fiind un adolescent de 14 ani a pornit la școală, însă acasă nu s-a mai întors. Dacă mai exact, el a fost acasă ca să-și schimbe hainele și să-și ia câteva lucruri. După a extras 200 de lire de pe contul său bancar, a cumpărat un bilet până la gara King's Cross din Londra, de la stația Doncaster. A fost prins de camerele video din gară după a dispărut fără urmă. Pozele din gară sunt ultimele dovezi ale existenței sale. Andrew nu a lăsat niciun bilețel. Nu a demonstrat un comportament ciudat și nu avea probleme. De aceea, călătoria sa spontană spre Londra i-a surprins pe toți. Cel mai ciudat detaliu, conform celor amintite de casierul de la gară, Andrew dorea un bilet dus. Chiar și când casierul i-a spus că biletul dus întors va costa doar cu $1 mai mult, oare ce ar putea însemna? Poate că dorea să înceapă o viață nouă sau avea probleme pe care nu știa cum să le rezolve. Se pare că nu vom ști niciodată, au trecut deja 15 ani, iar poliția nu a găsit nimic. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la aim!